niște comentarii și cauți Victor Micula. Și a început să râdă. Băi, Victor Micula. Victor Micula e... E. Hai să nu vorbesc mult. Victor Micula a fost prietenul meu. Nu mai zic e, pentru că îți spun și de ce zic. Nu știu dacă mai e sau nu mai e. Și să mă audă Victor acum. Fii atent, stai așa. Stai să nu ajungi. Ții minte când mai forța să-i pun pot atunci la profil în meciul atunci de mod? Da. Stai așa. Mi-a luat lumea că m-am vândut, că am făcut. Stai așa. Atunci... Așa, mă. Așa. Bă, Victor Micula a fost prietenul meu. I-am cântat an la rând. Omul și cu minte și plătitor. Milionar. Bine, cred că e puțin spus milionar. Numai că în momentul de față nu știu dacă mai e prietenul meu. Sentimental vorbind, m-a rănit puțin, e gelos. Eu țin la prietenii mei. Prin faptul că dacă cineva mă denigrează pe mine și tu ești lângă el, înseamnă că te asociezi cu oamenii care nu vor bine. Și atunci înseamnă că n-ai ce să cauți ca prieten lângă mine. Din partea mea e prieten, din partea lui nu știu. Și cine vrea mai, mine... mai e altcineva, la fel, nu mai dăm nume. Ce e? Victor Micula. Victor Micula e fratele meu, măi, prietenul meu, dar sunt eu prea scump pentru anumite reclame. Ai înțeles? Sunt eu prea brand. Dați share și subscribe peste tot pe internet și veți fi aleși prin random.org să câștigați un Rolex, un Bejor, un IVS, un Patek Philippe Nautilus, de ce nu? Ca să vedeți că nu asta este răspunsul la o viață frumoasă. Eu vi le dau să vă convingeți voi. Aștept!